auzi, Bianca, dar cum poți să zici că ne influențează? Că noi, hai să fim sinceri, eu cu Dori, ascultă-mă, nu mai râde. Acum, te rog, eu cu Dori abia am stat cu voi. Hai să fim tocmai că abia, tocmai că nu mă iau după ce zice lumea. Eu după ce simt, eu am stat lângă tine pe canapea. Și m-ai simțit falsă. Da, tu am simțit falsă și băieții, să știi. Eu nici măcar n-am fost. Cum? Vom vedea asta. Da, o să vedem. O să vedem. Îți zic eu că o să-și dea seama și băieții. Dar și-o dat de la seama Radu. Și Cristi și-a dat seama pentru că își dorea să mă cunoască mai bine. Și am zis că este prea mic pentru mine și și-a dat seama că Bianca e falsă, doar pentru că nu mă place. Nu, păi și noi, dar tu poți să te gândești. Cristi a justificat. Eu am cunoscut-o pe Bianca la casting. Ea a fost foarte vorbăreață și era super ok. Ca atunci când am cunoscut-o în casă, Bianca nu era fata pe care eu am cunoscut-o la casting, e cu totul altă persoană. Asta a fost justificarea, sunt înregistrate pe camere, gen nu a fost că a, eu am 19 ani și m-a făcut imatur. Tu te-ai comportat cu el acum ca și când ar fi imatur în casă, din ce cred eu. Și de asta el și-a schimbat părerea despre tine, pentru că tu ai fost foarte prietenoasă cu el. În primul rând, da, eu l-am văzut pe Cristian la casting împreună cu Kinga, pentru că noi ne-am întâlnit la același casting. Eu n-aveam de unde. Asta zic, asta zic și Cristi, că vorbea foarte mult și aici în emisiune nu mai vorbește gen. Poate vorbește mult mai mult și noi. Iolanda, poate aveam te controlezi când vorbești în emisiune. Și la casting nu m-aș fi controlat, era totuși casting. Și ce dacă? Dar nu era castingul, noi vorbeam aici în emisiune. Același lucru, pentru că eu poate trebuia să conving oameni care să... A, deci poți. Da, dar eu poți. Deci asta și convingeam. Să mă lăsați să-mi susțin punctul de vedere până la capăt. Dacă eu îmi doream să pozez într-o victimă, pozam cap-coadă. Aici înțelegi? Face pentru asta, că trebuia să conving și atunci de ce aș fi făcut Nu. Cei 7 băieți au fost convinși că Bianca a victimă. 6. Sau poți să le pui câte două, gen căpșuni cu asta, o pui una peste alta. Da, super. Și e gen mic. Ce ai făcut? Uite, pune-le una pe noi. Puteam să completăm în farfurie. Pentru gemene, pentru gemene puteți să le puneți într-o farfurie, că na. N-ați auzit că au zis că ele mănâncă împreună, dorm împreună. Robert, zici, ce idee ai cu astea? Le puneți într-un pahar, le puneți un pahar și o porție, că se descurcă ele. Ce zic, dar este ok ca desert, ce vrei? Asta avem, asta facem. Tu, Cătăline, ce faci? Ești paznic acolo, ce ești? Nu, păi dar ce vrei să mai fac? Tu iei pulsul, ce e acolo? Tacâmuri, băi, Cătăline, tacâmuri, uite, nu sunt tacâmuri. Nicolo, ce-ți fac? Pe aici, pe acolo. Ajutor de ospătar. Pune tacâmuri, dar noi avem făcut. Da, bine, mă, hai, facem așa acolo jos. Pune și tu linguri. Băi, hai să vedem dacă tot vrem de acolo. Să vedem de acolo. Auziți, bă. Sunteți de acord? Să facem un mix. Nu, stai puțin, să facem un mix. Să punem, uite, căpșuni cu... să le mixăm așa ca un sandwich. Cineva poate nu vrea... Cineva poate nu vrea căpșuni, nu e? Ha? Curculițe sunt sus acolo, la spălat, uite acolo. Cineva nu vrea căpșuni sau cineva nu vrea... Le amesteci. Care nu? Când am ieșit liderul casei, da, a mai existat foarte puțin timp până la terminarea emisiunii. Conflictul a debutat odată cu alegerea mea. Au mai existat foarte puține minute în care eu să mă apăr pentru că s-a încheiat emisiunea. Voi atunci ați început să săriți pe mine și să-mi spuneți fiecare pe rând ce ați avut de obiectat la adresa mea. Au fost toate, eu nu știu cum v-am auzit. Gen, eu cum fiecare? Aș fi putut să, cât de tare să fi vorbit încât să vă acopăr pe toate? Păi n-ar fi să merg să intervim peste voi. Dar ne-ai acoperit, Bianca, gen, pe toate. Bianca, fii atent. Spune cum te cheamă, cât să ne ai și de unde ești. Spune. Kinga, ce-i poate dumneavoastră? Nu iei pe ala, nu înțelegi? Nu, 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 nu mă auzeai de acolo. Respect, nu, e ceva. E ceva care pe mine mă depășește total. Iar în acest moment am de gând să mă retrag pentru că această discuție m-a obosit deja, pentru că nu puteți să înțelegeți ceea ce eu vă explic și vreau să mă retrag. În momentul ăsta am nevoie de liniște. Fix aici, că aici m-am gândit eu că îmi șade mult. Mai aveți 5 minute, ia! Acum suntem la curățenie! Mai au 5 minute la dispoziție, ia să vedem.
Haide, pui imediat, nu mai avem. Ce faceți voi în 5 minute? Nu, știi ce? A, mă gândeam să nu punem. Nu, Sorin, lasă, Sorin, lasă sucurile pe masă și... Nu, lasă sucurile și... Le pun câte un pic, așa, la toate. Da, da. Să mor eu, dar nu zici că sunteți ospătari. Nu, mă... Da, și aveți culunie. Vin, bravo, gen. Un pic, și, așa. Serios? Eu ziceam să lași să te gândești. Da, da, da. Păi da, și oameni buni. Care mă filmează? Nu mă filmează nicio cameră. Nicio cameră nu e pe mine? Vreau să spun ceva. Da, uite, mă filmează acolo. Și se mai miră de ce n-au relație. Care sunt îndatorile mele ca și lider, să vedem. Auziți, acum trebuie atitudinea, pentru că și lider. Nu, auzi, Bianca, eu așa zic totuși, nu schimba așa atitudinea, că nu înseamnă că dacă ești odată lider, trebuie ca el să facă și noi să-l urmăm. Da. Vreau să vă citesc mai întâi regulile. Le-am citit înainte, dar dragă și, ok. Și o să fiți și de acord, nu, atunci, cu propunerea. Păi, normal, auzi, suntem de acord pentru că ești lider, normal. Da, dar tu trebuie să faci și noi să te urmăm. Da. Așa e un lider. Să-ți luăm exemplu. Da. Și așa veți face, nu? Poate. Tu tocmai vrei confirmare dacă noi vrem, gen, să-ți urmăm sfaturile, indiferent că-ți place... Fetelor, am fost fată bună, nu v-a plăcut. Poți să fiu și fată rea, să știți. Fată falsă ai fost, n-ai fost fată bună. Fată falsă, e altceva. Fată bună. Fată bună, mamă mie. Măi, fată, te-ai prefăcut că ești... Te-ai prefăcut că ești bună și aici, aici tot așa stăteai. Și în hotel cum erai, ca o viperă. Asta e adevărul. Ca o viperă. Da, așa m-a auzit. Cam bărfii prin hotel, cam una alta. Dar nu veneai în cameră la mine. Ai bărfit una alta. Ai bărfit sau nu ai bărfit? Ai bărfit. Vezi că ai bărfit foarte. Și, dar nu știu noi doar bărfit. Dar zi mersi că nu am zis. Da, da. Aici, pe... Și seama, mai știi, Corina știe. Și mai știm încă un lucru despre tine pe care dacă s-ar putea să zicem. Pentru că noi toate cam suntem corecte, tu nu ești deloc. Okay. Și cred că știi despre ce vorbesc. Chiar nu știu, aș vrea să ceva mesaje? Nu știu nimic, nu? Și când îți cer mesaje? Gata. Da, cu băieții de pe Instagram. Ce-ai făcut după ce vin de la păr? Să știu că te-am văzut. A, da? Ce ți-am făcut? Da. Ai șters mesajul da. De pe Instagram. Ai grijă, serios! Da, vezi că suntem două! Nu cred! Și zi-mi că nu am stat cea pe loc. Era că puteam să fiu nesimțit. Ai zis cu băieții din casă. Nu, mamă, pentru că tu l-ai șters. N-am dovadă, într-adevăr, n-am dovadă. Au vorbit fetelor cu băieții, hai să nu știm cu cine. Păi! Dori, să te învăț ceva. Nu vreau să mă înveți. Înainte de a acuza pe cineva, știe de dovadă, știe fată. Dar tu arăi pe dovadă, dar ai fost un pic mai rapidă și un pic poate mai inteligentă. Exact. A, sunt inteligentă. Am zis, mă, dar ăla ai fost un pic mai deșteaptă, am recunoscut. O zici cineva că ești proastă, nu o zici nimeni că ești proastă. Ești prefăcută, nu ești prefăcută. Dar am nimic de ascuns de aia, n-am bucit de la telefon. Logic, eu i-am dat la... Da, la asta. Da, fate. Și telefonul direct. Tu te-ai grăbit la păr? Hai să vă repede mesajul. Și de ce nici n-am spus? Pentru că nu avea dovadă. N-am dovadă. Ca, faci unele chestii și pe care trebuie să știe toată lumea că ești o prefăcută, că asta e adevărul. Eu cred că toți am avea ceva. Și nu-ți mai da aerele astea. Mulțumesc, Iolanda, deci chiar ai spus așa de inteligent ce ai spus acum. Eu cred că toți am avea ceva de spus despre fiecare. Atât de bine am mutat, Iolanda. Nu e câștigat respectul. Din momentul ăsta mi-ai câștigat. Dacă nu mai e nicio prietenă, nu nu există. Ce frate? Tu le-ai da, mi-le mie. Deci că eu vreau să fac ceva pentru ea. Da, nu fac o tigaie de omletă. Nu farfurie, nu? Nu ne-am băgat, n-am zis nimic. Sorin, îi pun o farfurie fiecăruia, da? Da, cel mai bine că e zgoale farfuriele, știi? Da, și vreau par... să fac cu ea. Amărât. Să mănânc cu ea. Parpa amărăciune, să mâncăm puțin. Ceva. Amândoi. Altceva, nu făcut de Sorin. Vreau să fie făcut de mine și de ea. Că n-am venit la bucătăria, la matinal, am venit să gătesc ceva cu ea, să fac eu ceva. Vreau să... Nu te bă, că noi suntem masterchef, frate, pe lângă. Ia uite ce, cât de repede ne mișcăm. Da, o să trebuiască... Deci mie... Și toți, și asta înseamnă echipă, frate. Auzi, Sori, ăsta, fac ceva cu ea, nu se iasă bună, arunc și-mi fac eu singur pe aia de mâncat, pe ce pleacă. Da, frate, nu asta că să pui tu pe parte, să-i ungi tu feriile, la poate eu știu cum mă numită la frate, mănânc cu jumătate de borcan, adică eu nu fac pe elea... Auzi cum era acum, Cristi, cum era acum să pun salata și să mă opresc aici, să mă e foarte bine cum faci, spui și de ce, pentru că ele vin să vadă ce ai făcut tu, dacă i-ai pus acolo pe farfurie, ei poate nu-i place, dar asta i-ai făcut tu.
Gen, știi? Băi, adică cum ar veni, nici ele nu mi s-a părut normal că mi-a lăsat pe mine să-mi pune zahăr. Pune-mi tu zahăr, cum crezi tu? Că dacă mie îmi place, eu spun. Că eu de-aia vin la tine să văd cum ai făcut tu cafeaua. Eu zic din experiența mea proprie că tot, cu toate am vorbit. Da. Eu n-am vorbit. Ceva. Bine, atunci, fiecare, dacă tu ai deschis subiectul ăsta, și tu aia corectă cum noi, gen, spunem ce ne deranjează și spune ce te deranjează la eu fiecare. Eu am spus ce mă deranjează. Păi atunci tu ai... Dar eu vorbim noi împreună. Nu, concizul de subiectele de la potență nu aveți cum. Eu zic chestii, de exemplu, ce am vorbit în privat cu toate, da? Și noi am avea ceva de spus. Sau am văzut mai multe chestii. Da, diferența este că toți unele spunem... Dar de ce să le spun? Ce... De ce să le spun? Pentru că dacă mă deranjează tot ceva la hotel, la tine... Tot ce am auzit... Ok, ce știi? Da, spune ce știi. S-a întâmplat la machiaj. E ok. E la make-up. Tu înainte să faci așa. Lasă-mă, o acuză nefondată din partea ta pentru că nu ai nicio dovadă. Știu că nu am dovadă. Da, nu eu pot să-ți spun ce vreau despre tine. Nu, e despre spune mine. Zi despre mine. Că eu telefoanele ne-au fost cerute așa, pe rând. Exact, pe rând. Așa, pe și tu? Că ai fost a treia, stăteai pe canapea. Da. Nu, a plecat de acolo. O fost la păr. Da. Fost ultima care ieși să ceru telefonul. O mers pe canapea și ne-ai dat la staff. Direct telefonul, te-am văzut, nu mi s-a cerut tău, atunci telefonul. Telefonul ne-au făcut pe rând. Zi mersi că nu am stat atunci, da? Într-adevăr nu am domnul. Zice, simt atunci când simt. Asta te face pe tine mai puțin falsă. Te face pe tine mai puțin. Atunci mai poți să mă acuzi pe mine de falsitate când tu nu spui ce gândești atunci când gândești. Nu, pentru că nu avea dovadă, tu înțelegi? Adică acum am știut cu cine vorbești. Ai zis, tu ai șters mesajele alea înainte să-ți ceară staff-ul telefonul. Te-am văzut foarte clar, ai plecat cum de la cuvăr. Deci fata tu, femeie, mă, spatele tău, mă faci și prost acum. Eram la geam și eram în spatele tău. Eram în spatele tău când ai șters un mesaj de pe Instagram. Și după aia... Crezi că stai să știi eu cu cine vorbești? Mă interesează cu cine vorbești. Deci, te rog frumos, lasă că ne enervăm degeaba. Deci, nu mai râde, că tot timpul vă spun ceva.